acuză că ați depus amendament. E o acuzație gravă. E ceva absolut inadmisibil. E nici eu cum și-ar permite un parlamentar să depună amendamente la o propunere legislativă. Prin care vreți să îi grațiați și pe cei acuzați pentru fapte de corupție. Ce legătură una cu alta? Și asta e o acuzație? Nu, asta e un punct de vedere. Ei vor ca, spre exemplu, unii să facă pușcărie doar în weekend. E părerea lor, nu e o acuzație. E părerea lor că închisoarea ar trebui făcută doar în weekend. Sau, nu știu, poate în timpul săptămânii de lucru pușcăriile să nu mai fie așa aglomerate, iar în weekend să fie supraaglomerate. Nu, discuție. Rațiunea o vom discuta în comisie. N-am de ce să dau răspunsuri celor de la PNL sau de la PCR sau alte partide. Dar opinii publice le voi da mâine când veți fi de față. Le facem dezbatere de față cu toate instituțiile implicate. Nu e niciun secret. Am să susțin toate acele... Amendament dincolo de PNL, de acuzați, mă rog. Amendamentul există. L-ați depus, să înțelegem. Scriptic. Da. Bun. Și vrem să înțelegem și noi care sunt argumentele în plin. Nu puteți aștepta până mâine cu ocazia dezbaterii. Nu, haideți să facem, o chestiune să lămurim. Dar să oricum faceți speculații. Oricum ne-am trezit că Digi24 spune că am apostrofat ziariștii, ceea ce era o minciună sfruntată. Păi nu, n-am nimic, dar dumneavoastră ce aveți cu mine? Dumneavoastră de ce ați spus o minciună la adresa mea? Și eu v-am spus că oricum veți face speculații, oricum veți spune iarăși minciuni, cum ați mai spus? Pentru că dumneavoastră nu ne explicați. Așa. Dacă ne-ați explicat, da, haideți să ne lămurim. Eu am făcut propuneri în mod formal. Ele sunt la comisie, le discut cu comisia, presa este de față. Dacă ele aș discuta înainte cu presa, e ca și cum eu aș jongla cu opinia publică înainte să le explic colegilor din comisie. Discutul partidului noastră a fost că niciodată grațiere pentru... Și inclusiv pentru condamnații pentru corupție. Eu am făcut niște amenzi. Așa. Și dumneavoastră ce vreți acum? De ce sunteți așa nervos? Vă văd foarte nervos. Eu sunt convins că dumneavoastră țineți cu punctul de vedere al PSD-ului și vă revoltați sincer dacă PSD-ul ar avea vreo problemă. Nu vă cred. Dați-mi voie să... Bun, eu apreciez faptul că aveți o analiză atât de corectă în legătură cu Partidul Social Democrat. Sunt convins că ați votat. De aceea aș vrea să așteptați toți până când prezint argumentele mâine. Nu. De discuții. Nu, eu vreau tocmai, exact, exact. De ce grațieri? Exact. Pentru... Eu vreau să oprim șirul acestor discuții inutile cu speculații lansate în media înainte de a face obiectul dezbaterilor în public și sunt convins că veți fi mâine prezenți acolo și vom pune toate argumentele pe masă. Din punctul meu de vedere, supraaglomerarea nu afectează închisorile din România sau persoanele care sunt în detenție în raport de faptele pe care le-au săvârșit. Spre exemplu, eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe, în timp ce alte categorii de infractori ar trebui să stea în condiții... Din punctul meu de vedere, se gândește rațional și lucrurile astea vreau să le prezint mâine ca argumente. Faptul că dumneavoastră vreți să faceți speculații în funcție de ce spun alte partide, este, din punctul meu de vedere, contraproductiv. E adevărat, Digi, România Liberă, o să facă din nou acelea speculații, o să bage iară povestea cu șofer, cu corupții, cu tot ce pot dânsii să nască, domnul, mă rog. Prezente, voiam să vă întreb, cât, dacă tot v-ați gândit la amendamentele astea, câți corupți sunt în pușcării, spuneți că e esențial să... Habar n-am. Chiar nu m-a interesat. Nu știu nici câți condamnați pentru omor, nici câți condamnați pentru viol. Nu vă mai gândiți că v-am răspuns. Nu știu și nu m-a interesat din punctul meu de vedere supraaglomerarea care ne costă. Să știți că dacă România va fi obligată să plătească despăgubiri, va plăti și pentru corupți, și pentru evazioniști, pentru toate categoriile de infractori. Din punctul meu... similar ordonanței 13, efectelor ordonanței 13? Ordonanța 13 era vorba de modificat codul penal și codul de procedură penală. Urmările vă întreb, domnule. Ce legătură una cu alta? Nu. Nu, nu. Haideți să ne înțelegem. Ne-am lămurit și cu reacția publică. A fost o uriașă manipulare, o uriașă minciună. S-a spus că e noaptea ca hoții era 8 jumate. Spre exemplu, am văzut că un deputat noaptea ca hoții picta pereții pe Cluj. Chiar noaptea ca hoții, că era vară și era întuneric beznă. Deci, dincolo de speculații, dincolo de tot ceea ce înseamnă formă de manipulare, putem să discutăm public. Înțeleg că dacă discutăm public, transparent, în comisie, nu e bine, pentru că unii sunt pregătiți oricum. Nu știu, am înțeles iarăși că au fost
50.000, nu știu câți, 500.000 și la manifestația de ieri, dar dincolo de chestiunea asta, dacă deranjează chiar și dezbaterea, e foarte greu să mai argumentezi ceva, pentru că o să vină unii care știu ei au deținut tot adevărul, l-au confiscat, sunt unicii deținători acestuia și atunci orice altă discuție este inutilă. Dacă îmi permiteți, ați discutat cumva cu conducerea partidului, în speță cu domnul Dragnea, înainte să depuneți acest amendament, aveți girul partidului pentru el? Nu, dacă avem girul partidului, am făcut o propunere în numele grupului parlamentar PSD. Din punctul meu de vedere, este stupid să tot invocăm girul partidului pentru amendamente care sunt supuse dezbaterii. Pot să discut în partid decizii, dar să subiecte de dezbatere este deja penibil. E adevărat că unii s-au învățat să n-aibă drept la opinie, să n-aibă niciodată o părere proprie, să se ascundă sub decizia politică. Dar aici nu e vorba de decizie. Sunt subiecte în discuție, sunt subiecte în dezbatere. Sunt teme care fac obiectul acestei analize în comisie. Nu e nevoie... Când domnule Șerban Nicolae, când astăzi au apărut public, iar mâine e dezbaterea în comisie. Spuneți dumneavoastră, când să aibă loc această dezbatere publică? M-ați prins cu logica fracturată. Adică, dacă mâine e dezbaterea, mă întrebați când să fie dezbaterea? Nu considerați că e nevoie și o dezbatere în societate, câtă vreme în ordonanța 14 a fost invocată strada? Haideți să vă spun o informație strict secret de importanță deosebită. Suntem în faza de comisie juridică la Senat, n-am ajuns încă în plen, n-am ajuns încă la Camera Deputaților. În toată această perioadă, dar este o informație clasificată pe care numai la ProTV o să o găsiți, toată această perioadă poate fi folosită pentru o dezbatere publică. Inclusiv veți afla care este impactul la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarilor, ca să ne dăm seama ce oameni periculoși pentru societate vor ieși din închisoare în cazul în care se aprobă grațierea. Și e adevărat că puteți să anticipați care va fi forma finală dumneavoastră, având o emisiune de talente, sunt convins că știți care va fi și rezultatul. Era intenție din partea nimănui, ci doar voiam o clarificare. Dar nu am spus că era intenție. Simt așa în tonul dumneavoastră. Bun, bine. Cu percepțiile dumneavoastră, credeți-mă că n-am cum să le comentez. Dar dacă vreți să facem o dezbatere în comisie... Noi suntem răi, domnule Șerban Nicolae. Chiar nu, hai, lăsați-o cu noi. Păi nu, văd că... Care e cu noi toți? Hai, lăsați-o cu noi toți. Vreau să vă întreb, președinte, domnul... Subiect tabu pentru tot partidul. Cum să fie un subiect tabu? De la conducere parlamentară, toți au spus că nu va face obiectul grațierii, nici corupții, nu vor face nici... Bun, și... De unde până unde... De unde până unde ce anume? Eu nu înțeleg, ca să vă spun cinstit, nu înțeleg care e curiozitatea. Noi asta vreți neapărat să vedeți. Este cumva Șerban Nicolae împotriva deciziei partidului? Asta de fapt încercați să sugerați. Ei, hai, lăsați-o, nu vă mai chinuiți, vă rog eu frumos. Ce spune cu cuplurile care moare de drum lung și unii de grijă altora? Ce v-ați gândit fix la corupți și nu la alte categorii? Pentru că nu știți... Fix la corupți? Da. Cum ați ajuns la concluzia asta? Surprinzătoare. Doar cazurile de corupție. Doar cazurile de corupție. Atât am acceptat? Nu sunt acceptate. Din închisoare pe baza acestei măsuri pe care o propuneți. Cum ați ajuns la această idee? Dar nu am spus că știu câte persoane sunt condamnate pentru corupție la momentul de față. Câți ar fi eliberați aproximativ, nu știe nimeni. Vă spun eu că nu știe nimeni cu precizie, dintr-un motiv foarte simplu. Că în ciuda faptului că dumneavoastră sunteți foarte bine pregătiți, nici măcar cei de la administrația penitenciarilor nu știu care va fi forma finală a legii, cea care va fi promulgată de președintele Iohannis. Pentru că e vorba de un proiect legislativ aflat pe rol, eu nu știu că e bun sau rău. Haideți să ajungem acolo. Înțeleg revolta dumneavoastră față de lucruri care nu s-au întâmplat. Am înțeles și revolta față de ordonanța 13 care n-a produs niciun fel de efect. Dar din punctul meu de vedere, să nu discutăm de aceste teme, pentru că ele ar fi tabu, pentru că cineva își asumă această atitudine tranșantă în care toți pușcăriașii trebuie să moară în pușcărie, România trebuie să plătească 10 de milioane de euro de spăgubiri doar ca cineva să se simtă bine sau să se simtă util societății, eu cred că nu așa se lucrează într-o societate. Amendament, numai puțin. Numai... Dacă vreți, am cifră estimativă. Undeva la 2700 de persoane ar beneficia de efectele acestei grațieri, deci o cifră de, nu știu, cred că sub 10% din totalul persoanelor aflate în detenție în România, pe toate, de nu corupți, ca să ne înțelegem, pentru că toată lumea... Vă dau un exemplu, spre exemplu. Vorbiți de această cifră după amendamentul dumneavoastră sau înainte de amendament? Pentru că o cifră similară a fost rostită și la dezbaterile de acum două săptămâni. A fost mult mai mică, era sub 2000 de persoane și față de cele 8000, peste 8000 de persoane aflate în plus față de disponibilul din penitenciar, chiar și așa în condiții precare,
Eu cred că nu este o sumă, o cifră foarte mare. De altfel, v-am mai spus și cu altă ocazie, la ultima grațiere colectivă în România au ieșit 3.000 de persoane. Nu există niciun element în societate care să fi dus la concluzia că societatea a fost înspăimântată, că a fost înfricoșată de faptul că vor ieși criminalii, violatorii, tâlharii și așa mai departe la drumul mare din închisoare și că ar fi cineva în pericol. Amendament, v-ați gândit cumva și la colegii dumneavoastră de partid sau foștii colegi de partid care s-ar afla într-o astfel de situație? Nu, pentru că în general evit inepțiile. De altfel, judecând rațional, când faci o lege, n-ai cum să te gândești la cineva, pentru că există și reversul. Așa cum unii se gândesc la o lege să nu scape Ionescu, ar însemna că ceilalți se gândesc la o lege cum să fie condamnat Ionescu. Ceea ce este la fel de greșit din punctul meu de vedere. Raționamentul ăsta este rudimentar, este superficial și este foarte, foarte politicianist. El este practic expresia ceea ce eu am numit în fața Curții Constituționale analfabetism profesional. Și în legătură cu amendamentul care spune că se grațiază în întregime pedepsele de până la 3 ani, de ce? Am redus. Mie mi s-a părut că 5 ani este o pedepsă mult prea mare. Și atunci am spus că se grațiază în integral doar pedepsele de până la 3 ani. E adevărat, nu m-am gândit cine iese. Sunt foarte înspăimântat de faptul că dumneavoastră n-ați aflat căror persoanele este dedicat acest amendament, dar credeți-mă că nu m-am gândit la niciun fel la persoane. Absolut, gândiți-vă și gândiți-vă cine rămâne. Din moment ce au fost depuse la comisie, din moment ce au fost puse la dispoziția tuturor instituțiilor publice. Opinii publice și celor care v-au votat, domnule senator. În primul rând că opinii publice și celor care m-au votat le aduc la cunoștință publică o dată cu dezbaterea. Și până atunci și omul de rând care v-a votat ar trebui să știe ce faceți în Parlament, legile pe care, la care lucrați? Hai, iertați-mă, acum sincer, serios vorbiți sau cum? Nu votăm nicio lege, ca să ne înțelegem, deocamdată, la acest moment. Este un proiect de lege. Așa, da. Așa. Uitați, haideți să vă dau un exemplu. Eu am propus, pe exemplu, să nu mai fie folosite cătușele în mod excesiv. Am constatat că, la un post de televiziune, nu-i dăm numele că este în insolvență, o seară întreagă s-a vorbit de faptul că eu vreau să scap politicienii de cătușe. A venit o directivă europeană, 343, care a spus exact ceea ce am spus și eu. Ceea ce înseamnă că cei de la Comisia Europeană s-au uitat la propunerea mea și au găsit-o întemeiată. Poate află și insolvenții că era o propunere întemeiată și nu mai fac emisiuni să se afle în treabă. Da? Aveți așa un birou cu multe televizoare? Da, de ce e așa? Vreau să fiu informat. Asta doar că, cum să vă spun, tocmai pentru faptul că sunteți toți prezenți aici, pentru faptul că aveți toți microfoanele în față, e stupid să apară când e ușor de demonstrat. Vă dau un exemplu. Dar de ce nu ați făcut o conferință de presă? Vă dau un exemplu. Să anunțați întâi. Bun, poate că nu știu eu cum să comunic foarte bine, dar vă dau un exemplu foarte simplu. În plenul Parlamentului am spus o chestiune legată de telefoane. N-a avut nimeni niciun fel de obiecție. N-a înțeles nimeni altceva decât am spus eu. A doua zi, niște, mă rog, domnișoare cu barbă foarte umoristice au făcut o glumă pe seama acestei chestiuni, făcând un fake news. Toată lumea s-a revoltat, am primit înjurături, tot felul de măscări. Cum mi-am zis eu că telefonul, blitzul telefonului e parte din costul abonamentului? Bineînțeles că atunci n-a înțeles nimeni așa ceva și niciun om rațional nu înțelege urmărindu-mă. Normal că cine a văzut înregistrarea și-a dat seama că e o prostie. Dar asta n-a oprit niște indivizi să se informeze la mâna 14 prin net și să fac o întreagă serie de comentarii pe o informație care n-a existat. Așa și acum, indiferent ce spune eu, cu microfoanele dumneavoastră, cu camerele de la vedere prezente aici, sunt unii care simt nevoia să traducă din mine. Și traduc într-un mod destul de șchiop. Poate nu sunt eu foarte talentat, dar asta nu înseamnă, asta e vina mea. Bănuiesc că nu suferiți din cauza asta. Da, absolut deloc.